Pentru că tocmai cel care premeditează un rău sau face un rău sau săvârșește un act de necredință sau săvârșește un act de jignire sau de presiune asupra celuilalt de lângă el și determină pacea, liniștea și starea interioară, acela tocmai că nu este nesimțit, ci este nesuferit. Pentru că el își bagă, își amestecă starea lui, transmițându-o altora. Și dacă ați fost vreodată atenți, doamnele moderne, bineînțeles, zice, mă simt, ăsta este termenul, mă simt stoarsă de energie. Da, te simți stoarsă de energie din două motive. Nu ești spovedită și împărtășită, te-ai culcat și te-ai sculat fără rugăciune. Deci starea de orbire sufletească. A trăi pe pământ, cum spune profetul David, ca un dobitoc fără de minte, cum spune David, și tu pururea cu mine și eu cu tine, căci Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, dar în același timp tot s-au bătut, netrebnic s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu-i până la unul. Și să vedem noi cum ar începe Evanghelia aceasta. Ci că orbe aceia doi, afară de faptul că se țineau după Iisus, acum aș întreba un lucru mai puțin firesc. Citim într-unul din psalmi când se cântă obednița. Domnul înțelepțește orbii. Deci se pare că faptul că în jurul lui Iisus era gloată și zgomot, îi ajuta prin urechi să audă că Iisus este în preajmă și în modul acesta se țineau după El. Sau poate chiar erau călăuziți de cineva să se țină după El. Și asta ar fi o taină. Noi n-avem de unde să o știm. Iisus aude un strigăt. Miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Și aici mă opresc de la miluiește-mă pe mine, Dumnezeule, după mare milă ta, sau Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, la miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Și mergem la rugăciunea obștească. Deci când ne rugăm în cor sau ne rugăm mai mulți sau ne rugăm mai mulți pentru unul sau mai mulți pentru toți. Eu am să mă opresc la fiul lui David. Ceea ce înseamnă că acești oameni au auzit de prorociile mesianice, au auzit de venirea Mântuitorului, au auzit de prorociile Vechiului Testament, au auzit de că trebuie să se nască un Mântuitor, un Mesia, și atunci, în momentul când se aude că acesta poate să săvârși minuni, lumea se îndreaptă spre el cu pași repezi. Deci, de aceea, tot Noul Testament, acelor patru Evanghelii, este presărat numai cu învățături despre vindecări și minuni. Și iarăși v-am spus, starea de vindecare, ține tot de credință pentru faptul că boala este plata unui păcat. Cineva a pus o întrebare foarte frumoasă și chiar a fost foarte bine punctată. Părinte, dar o boală operabilă este un păcat, vine din păcat? Orice boală vine dintr-un păcat. Și când îți faci analizele la medic și ies rele, este tot o vădire a unei stări de păcat. Dacă ai colesterolul mare, ești un mare mâncău. Dacă ai diabetul mare, ești un consumator de zahăr. Dacă ai reumatism, ai umblat prin frig, ai fost neglijent. Și așa mai departe, fiecare analiză în parte arată o stare de neglijență a ta ca om față de tine însuți. Că așa spune, să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți și pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul. Păi dacă tu te iubești pe tine, nu-ți faci rău singur. Toate neglijențele pe care le întâlnim, că ați văzut cum spune acolo la Evanghelia, ăștia orbi nu se pune accentul pe asta. Ce a greșit el sau părinții lui? Nu, n-a greșit nici el, nici părinții lui, ci să vădească darul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu poate completa creația și poate depăși limita normalului a ceea ce înseamnă astăzi un transplant de cornee sau un transplant de ochi. La vremea respectivă, Iisus a scuipat în pământ, a uns și a văzut, iar de data aceasta veți vedea că nici măcar nu
Deci nici măcar nu unge ochii cu nimic și ei vor fi perfecți ca la oftalmolog. Iisus i-a întrebat pe orbi: credeți că pot eu să fac aceasta? La această întrebare ne stau în față 2000 de ani de creștinism. Întrebarea numărul 1. Oare Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și a venit să ne mântuiască și să se răstihnească pentru păcatele noastre? Și Biserica răspunde: tu ești Fiul lui Dumnezeu, așa cum îi cântă la liturghie, unul e născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cel ce ești fără de moarte. Deci tu ești Fiul lui Dumnezeu care ai venit să mântuiești pe cei păcătoși, spunem la împărtășanie, într-o altă ipostază, dintre care cel din tâi sunt eu. Deci Biserica confirmă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea adresată aceleași cauze de Ioan, tu ești sau pe altul să așteptăm? Răspunsul vine pe tema vindecărilor. Orbii văd, muții vorbesc, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, cei demonizați se izbăvesc. La întrebarea: credem noi oare că între cele trei virtuți cardinale credința este un act suprem și nu speranța? Luați tot felul de internautice, tot felul de binecuvântări pe cărți sau chiar și în discuții cu anumiți clerici care vă spune speranță și iubire, speranță și dragoste, speranță și nu știu ce. Speranța este un cuvânt ateu. Credința este un cuvânt divin. Mare credința ta, femeie, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Credința ta te-a mântuit, fie ție cum voiești. Deci în momentul în care vorbim de actul de credință, niciodată n-avem voie să folosim termenul sper să se rezolve. Cred că se rezolvă. Acesta e răspunsul corect. Deci în momentul în care noi nu înțelegem după 2000 de ani de creștinism că actul de credință este starea interioară prin care tu te-ai conectat la Dumnezeu exact ca un internet la satelit, înseamnă că tu n-ai înțeles nimic din credință. Spune, zice, eu știu, părinte, ce să cred. Și eu le spun, crez în Tatăl, crez în Fiul și crez în Duhul Sfânt. Deci în momentul în care la 2000 de ani de creștinism și 800 și ceva de ani de Sfânta Lumină, de când s-a început a monitoriza și a ține această evidență a lucrurilor ăstora minunate, tu nu crezi că există Dumnezeu, înseamnă că ești unul din cei mai slabi credincioși pe care i-are Biserica și degeaba vii cu îndreptarul la spovedit și spui, părinte, m-am îndoit de dreapta credință. Dar de ce nu te-ai îndoit de păcatele tale? De ce te-ai îndoit de Dumnezeu care dacă o clipă și-ar retrage harul din pronia Lui Divină, noi n-am mai exista? Și de ce nu te îndoiești de răutatea omenească care tronează asupra lumii că într-o clipă se poate întâmpla orice? Vă fac o idee numai simplă. Închipuiți-vă că noi trăim epoca vitezei. Epoca vitezei înseamnă tehnică, înseamnă monitoare, înseamnă senzori, înseamnă informații stocate, memorii digitale, înseamnă butoane automate, înseamnă declanșatoare automate. Și închipuiți-vă că în timp ce noi stăm aici și ascultăm slujba în biserică, un asemenea monitor, o asemenea hardughie de instituție din asta atomică care veghează totul sub parole și sub coduri, se declanșează, dacă Dumnezeu n-ar veghea totuși și la mintea celui ce o născocește, și la mintea celui ce o păzește, și la mintea celui ce creează, și noi am dispărea într-o clipă.